Hei, salut, bine v-am regăsit! Bună dimineața! Este ultima zi lucrătoare din săptămână și vreau să închei seria materială de cu uh, apreciere. Cu apreciere și să vă spun un lucru: uh, bărbații funcționează pe apreciere. Bărbații nu funcționează pe cicaleală și nu funcționează pe reproși așa cum probabil unele dintre dumneavoastră credeau în mod eronat, pentru că altfel nu-mi explic de ce impun lucrurile astea în relațiile lor, bărbații funcționează pe apreciere. Ei vor să știe că ceea ce fac e ok. E atât de simplu. Bărbații sunt destul de pragmatici în general, exceptând zona asta de, cum să le zic, băieți noi, care sunt puțin întârziați în dezvoltarea emoțională, ca să nu spun altfel, și deci sunt ceva mai sensibili. În general, cel puțin din punctul meu de vedere și în generația mea, bărbații sunt ceva mai pragmatici, și ei, pentru ei o relație este ca un proiect, și ei trebuie să știe că ceea ce fac este bine. Orice proiect are niște termene foarte clare și are niște etape. Pe care trebuie să le, să le rezolvi astfel încât să ajungi la obiectivul final. În cazul relațiilor, obiectivul final este stabilirea și obținerea intimității. Intimitate nu înseamnă sex, așa cum, din nou, Rănuat ar putea interpreta cineva, ci înseamnă acel spațiu în care amândoi partenerii de cuplu sunt liberi să spună ceea ce simt, ceea ce își doresc, ceea ce au nevoie, ceea ce vor să facă, fără să se simtă constrânși sau fără să se teamă că celălalt îi va judeca sau îi va condamna sau îi va arăta cu degetul. Asta ar fi obiectivul. Până acolo trebuie bifate mai multe etape, trebuie depășite mai multe etape, ori aprecierea este un element cheie, un element vital. Așa cum vouă, doamnelor, vă place să fiți ținute în brațe, să fiți complimentate, mai ales când veniți de la coafuri și noi nu ne dăm seama ce dracu s-a întâmplat cu părul vostru și voi vă supărați foarte tare? Mă iertează, dacă v-ați tăiat 2 cm, noi nu o să vedem. Așa funcționăm noi, ne pare rău. Dacă vă schimbați radical culoarea părului, atunci o să vedem. Sau dacă din păr bob o să veniți așa cu crețuliu de la cum se purta prin anii 80, da, o să vedem și asta, dar dacă părul este la fel, nu s-a schimbat absolut nimic și a stăiat doar 2 cm, să nu vă așteptați să zice, mamă, ce bine îți stă acum! N -n -n, nu se întâmplă asta, bun! Deci avem nevoie de apreciere, așa cum aveți și voi nevoie de apreciere. Gândiți-vă, cum sunteți voi când nu sunteți apreciate în relație? Vă zic eu, că îmi scrieți, da? Sunteți terne, sunteți triste, sunteți plânse vă simțiți rău, vă simțiți invizibile, vă simțiți fantome, vă simțiți nevalorizate, nebăgați, nebăgate în seamă, da? nu știți ce se întâmplă, considerați că iubiți și nu vi se întoarce asta, e acum întoarceți un pic oglinda și gândiți-vă că și noi simțim la fel. Da? Ori în momentul în care un bărbat încearcă să fie bine și se implică într-o relație, și vede că primește înapoi doar reproș și cicăleală, atunci începe să dea câte un pas în spate. Da? Să știți că reproșul și cicăleala nu sunt motivatoare. Mm -mm. Nu motivează absolut deloc. Sau, dacă vreți, putem să interpretăm și asta ca pe o motivație. Te motivează ca încet, încet să ieși afară din relația aia. Drept urmare, bărbatul funcționează pe... Um, Apreciere, iar această apreciere este vitală pentru că îi dă încredere să meargă mai departe în acest proiect. Da? Așa că nu vă fie teamă să vă apreciați bărbații, nu vă fie teamă să le spuneți ce fac bine. În sex nu vă așteptați să vă cunoască, pentru că n-au de unde să vă cunoască. Ei au fost înainte cu alte femei care funcționează diferit față de voi. Da? Care au alte puncte, alte interese, alte zone, alte chestii, da? Și atunci să nu vă fie teamă să îi spuneți, prietene, aici. Da? Aici. Crede-mă, asta e. Da? Dacă comentează și crede că știe el mai bine, poate că nu e cazul să stați lângă el. Poate că nu e ceea ce vă trebuie. Ideea este că are nevoie de ghidaj și a, acest ghidaj și de această apreciere. Pentru că altfel va considera că este un proiect uh, pe care nu-l poate duce la, la obiectiv un proiect în care nu are de ce să stea și va pleca de acolo. Deci, credeți-mă, foarte multe femei mi-au spus că nu aveau idee cât de importantă este aprecierea pentru un bărbat. Este foarte important, Da? Aprecierea îi dă încredere să meargă mai departe. Țineți bine minte chestia asta că este lege. Pentru un bărbat, aprecierea partenerii lui, partenerei lui îi dă încredere să meargă mai departe. E simplu. Da? Un bărbat care încearcă tot felul de lucruri și vede că este un zid în fața lui, da? va considera că femeia este imposibil de satisfăcut sau imposibil de mulțumit. Da? Și atunci de ce ai rămâne lângă o persoană care este imposibil de mulțumit? Terminați cu căcaturile astea legate de mister sau mai știu eu ce, sau să ne jucăm pe inabordabile, să fim inabordabile. Nu despre asta este vorba. O relație înseamnă conectare și înseamnă și feedback. Dacă ceva nu, este, nu consider că este ok, spune-i, dar nu-i spune în așa fel încât să-l pui într-o lumină proastă, cum se întâmplă de obicei în relații. Nu, spune-i cu scopul de a-l duce în direcția aia care să fie bine. Da? Dacă face ceva bine, spune-i că a făcut bine, mulțumește-i pentru asta. Mm? Cum ar suna? Deci țineți minte, pentru un bărbat, aprecierea este un motor da? Și este un motivator. Îi dă încredere să meargă mai departe. Drept urmare dacă mergeți pe cartea uh, cicălelii și a reproșului, doar pentru că vreți voi să fiți ca altcineva din viața voastră, așa cum ați văzut în trecut. Este treaba voastră, însă asumați-vă ideea că la un moment dat veți rămâne singure. Pa.